Administrația locală din Lugoj a anunțat că a semnat un proiect major de instalare a 100 de branșamente la noile rețele de apă. Firma care a câștigat proiectul este din județul Bihor, de lângă Oradea. În această săptămână s-a semnat un contract pentru 760 de branșamente care vor fi montate în tot orașul, la case și blocuri. Valoarea lucrărilor se ridică la 5.600.000 de lei. Acest proiect face parte din planul de modernizare a alimentării cu apă în municipiu. Am făcut câteva mii de branșamente până în prezent. Pentru anul asta avem văzut 700 de branșamente, 760 mai exact, dintre care peste 600 la case și peste 100 și ceva la e, blocuri. Suma totală este de 5,4 milioane de lei. Este o sumă foarte mare pentru acest an. Săptămâna aceasta, în urmă cu două zile, am semnat contractul cu firma care a câștigat. Urmând ca săptămâna, până săptămâna viitoare să depună garanția de execuție, după care să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Vom anunța străzile și celelalte prin serviciu tehnic, ca lumea să știe unde vom face aceste branșamente. Repet, este o lucrare mare, o sumă mare de bani, dar absolut necesară ca să legăm la noua magistrală o serie de consumatori de municipi. Lucrările vor începe în această primăvară și vor dura un an de zile.